Ai grijă unde și cum parchezi, mai ales dacă locuiești în capitală. De la 1 iulie, Compania Municipală Parking București va patrula cu radare mobile. Dacă nu îți plătești locul de parcare, poți să fii identificat într-o singură secundă. Mai multe detalii îți aduce colega mea Maria Simulescu. Două mașini cu radare mobile și 16 fără aflate în posesia companiei Parking București vor monitoriza de la 1 iulie 28.000 de locuri de parcare cu plată din centrul capitalei. Peste 13.000 de locuri marcate cu dungă albastră sunt administrate de primărie prin Parking București, iar din martie anul acesta trebuie să plătești pentru ele. Cum va fi verificată plata lor? Ei bine, sistemul de monitorizare poate verifica până la 3.000 de autoturisme pe oră. Acesta funcționează cu ajutorul la două camere video de ultimă generație, spune consilierul USR Nicorel Nicorescu într-o postare pe Facebook. Îți mai spun și că radarul mobil verifică în mai puțin de o secundă numărul de înmatriculare și plata locului de parcare. Potrivit lui Nicorescu, amenda vine cu o fotografie și include locul, data și ora. Parcarea se plătește de luni până duminică în intervalul orar 8 dimineața 8 seara, iar tariful unitar este de 5 lei pe oră. Persoanele fizice, juridice și instituțiile au și opțiunea de a achita un abonament de 30 de lei pe zi sau de 500 de lei pe lună. Pentru riverani, abonamentul este de 50 de lei pe lună și 500 de lei pe an. Tarifele de parcare se pot achita prin următoarele modalități: online, SMS, tichete preplătite sau eliberate de operatorul parcării.